Domnule Varlam, în cadrul conferinței care a avut loc astăzi la Universitatea București privind deportările și asasinările din Basarabia și Transnistria, ați făcut niște afirmații șocante, cel puțin pentru mine. Una, că directorul Muzeului Holocaustului, secția română, am înțeles, Radu Ioanid, general, așa, ar fi fost ofițer de securitate. Și doi, că ar fi, avut o tranzacție... Colaborator important cu uzaj extern al securității. Da. Îmi pare rău că eu credeam că dumneavoastră, ca bun român, să nu fi fost șocat de niște lucruri care totuși sunt așa... Da, bine că se miros e una, dar da, aveți certitudine. Domnul Ioanid face parte dintr-o familie de agenți comuniști. Am uitat cum îi chema înainte să fi luat acest nume conspirativ. L-au luat după ce a venit, ei s-au întors în România după ce fugiseră în Rusia pe tancurile sovietice. Și eu am avut ca ofițer coordonator de securitate în cadrul lotului pentru care am fost prima dată arestat, pe un ofițer care se chema Ioanid. Acest ofițer Ioanid, nu pot să spun că pe mine m-a torturat sau m-a bătut, că n-am avut persoană de a face cu el, a fost ăla care a făcut raportul de sinteză. Ăsta a pierit ulterior, fiind amestecat într-o tentativă de spargere de bancă. Nu știu dacă știți povestea, au fost niște evrei care au dat o lovitură, au spart o bancă și au fost prinși. Capul răufăcătorilor era acest Ioanid, fost ofițer de securitate. Și-l bănuiți că ar fi rudă cu Radu? Păi e rudă cu el. E tânărul Ioanid ăsta de la Muzeul Holocaustului, neagă, dar interesul deosebit pe care i l-a arătat acestui torționar arată totuși că persoana nu era deloc indiferentă, și anume a cerut autorității care pe vremea aia se ocupa de asta, că nu exista un institut de cercetare a crimelor securității acum 10 ani, a cerut să fie investigat o altă mare bestie care se chema dacă mai e în viață, se cheamă colonelul Enoiu, care a fost un mare torționar al colegilor, tot al colegilor mei de lot, că eu n-am avut onoarea cu el, la a doua arestare pentru chestia cu Ungaria, și pe Goma, tot el l-a bătut, și pe Ivasiuc, tot el l-a bătut. Și ăsta a venit acolo cu un calm imperturbabil și i-a spus că unchiul dumitale a fost mai mare torționar decât am fost eu, și să nu vii pe mine, mie să mă iei cu bancuri de astea, cu crimă contra umanității, că dacă a fost vorba de crime aceleași, dacă nu mai rău, le-a făcut ăla. Domnul Ioanid și rudele lui, care erau în poziții destul de importante pentru a-și aranja, ca și Tismăneanu, o plecare oportună în străinătate, dacă nu chiar au fost trimiși în misiune. Eu bănuiesc că au fost trimiși în misiune, ca toți ăștia care au avut, li s-a trațat sarcina să pregătească schimbarea, întoarcere, care nu toată lumea era inițiată. Băieții deștepți care erau pregătiți să joace un rol. Nu orice fraier care devenea colaborator al securității era destinat unor astfel de secrete. Și ca să-și refacă lui o virginitate politică, în primul rând în locul evreilor lui, care și ei au fost persecutați, că în Israel e plin de evrei care au fost bătuți la pușcărie de ofițeri de securitate evrei, băgați la pușcărie de popa Moses Rosen, care îi turna, și așa mai departe. Ca să-și refacă o virginitate politică, a luat-o cu bau-bau cu antisemitismul și inventă antisemitism mai mult acolo unde nu e decât e. N-am să neg că este, da. El este specializat în inflație de antisemitism și invenție de antisemitism. Mai mult decât atâta, el folosește gogorița cu antisemitismul ca să le închidă unora și altora gura, adică oricine critică pe un evreu
sau are o atitudine de cenzură față de o afirmație făcută de niște autorități izraeliene sau o personalitate despre care știe, se știe că ar fi evreu, imediat antisemitismul, Hitler, nazismul. Și am să vă dau un exemplu recent. Făcându-se niște lucrări legate de asanarea rețelei de evacuare și aprovizionare cu apă a regiunii Iași, în localitatea, o să-mi vină în minte, Popricani, a fost găsită o groapă comună cu câteva sute sau poate, nu știu, niște mii de morți. Imediat, evrei, asta cum se cheamă? Holocaust, la alt cuvânt. Pogrom! Dom'le, dar acolo se știe în mod precis, nu era o noutate, se știa, în mod, toată lumea de acolo știa că în timpul luptelor, ultimelor lupte dinainte de 23 august, după ce rușii au spart frontul, au murit o grămadă de oameni, de bombardament de artilerie, de în tranșee, luptă corp la corp cu rușii. Nu s-au făcut cercetări antropologice sau arheologice ca să se vadă, dom'le, ce haine aveau pe ei ăștia care sunt înmormântați acolo. Erau uniforme românești, uniforme nemțești, uniforme rusești, nu. Trei babe din sat, chioare și șchioape, țineau ele minte ceea ce uitaseră vreme de 50 de ani, că acolo au fost adunați niște evrei și împușcați. Deci nu a fost în numele groazei de antisemitism, istoricii serioși au renunțat să-și valorifice punctul de vedere și au lăsat ziarele să înghită gogoașa cu cum se cheamă? Cu pogromul. Dar mai spuneați ceva, că Iliescu se face vinovat, da, de o tranzacție a unor documente falsificate privind... Domnule, nu știu dacă ați observat că regimul Antonescu. Că de fiecare dată, că pe vremea regimului Iliescu s-a vorbit de crimele comunismului, imediat se inventa o poveste cu Holocaustul și nu știu ce, ca să neutralizeze. Iliescu, ca să-și facă un aliat util la Washington, i-a vândut pentru muzeu, nu a scos Radu Ioanid din buzunar banii, ci Muzeul Holocaustului, care este finanțat de Senatul sau Camera Reprezentanților Statelor Unite, banii ca să cumpere aceste microfilme care cică ar reproduce minutele și procesele verbale ale guvernului Antonescu, unde ar exista, în care ar ieși probe fără posibilitate de refutare privitoare la nu știu câte zeci de mii de morți evrei în Basarabia și Transnistria, care dacă stai să-i adun reprezintă mai mult decât spuneau sovieticii că era populația evreiască de pe vremea aia în Basarabia și în Transnistria. E vorba de o tranzacție facilitată de Virgil Măgureanu, dacă nu mă înșel. Nu știu cine a facilitat-o, eu cred că Iliescu îl cunoștea personal pe Radu Ioanid, pentru că venea din aceeași zonă. Primoveri. Agenții sovietici, domne. Agenții sovietici. Și sunt și de aceeași generație. Poate Radu Ioanid ceva mai tânăr. Ceva legat de asta. În momentul în care s-a, pe vremea președintului Clinton, s-a inaugurat stela aceea de pe Mall-ul de la Washington, care este monumentul Holocaustului și unde în dreptul fiecărei țări este scris numărul de evrei care au murit în timpul prigonirii din timpului celui de-al doilea război mondial. Au fost șefii de state ai țărilor unde s-au întâmplat lucrurile astea. Au fost invitați președintele Bulgariei, Valesa, Iliescu, etc., etc. Când Jeliu Jelev, care era președintele Bulgariei, a auzit că acolo e trecută Bulgaria cu nu știu câte zeci de mii de evrei, i-a spus ambasadorului, cheamă mașina, eu iau avionul, mă întorc la Sofia, că nu particip la așa o mascaradă. Alo, da?
Bună seara! Nu știu și am văzut. 11 milioane, toate, 11 împărțit la 3 înseamnă... Pe ambasador și a spus, domne, adu mașina, mă duc să iau avionul, mă întorc la Sofia, că nu vreau să particip la o astfel de mascaradă. Și a plecat la aeroport. Președintele Statelor Unite a fost imediat informat că președintele Bulgariei pleacă fără să participe la inaugurarea stelei. A trimis pe cineva să-l prindă înainte să se suie în avion să plece la Sofia. Așa, ăsta i-a spus, domnule, îmi pare foarte rău, asta este un lucru neserios și odios pentru că a acuzat țara mea de lucruri care, pentru care nu există niciun fel de dovadă că le-ar fi făcut. Pe aceea stelă era trecută, este și astăzi, cifra de 425 sau 435 de mii de evrei uciși de regimul Antonescu în timpul celui de-al doilea război mondial. Ori, nu după date românești. Stai, n-am terminat povestea cu Jeliu Jelev. Clinton i-a spus, domne, vino că îți dau satisfacție și ai să vezi. Când a sosit Jeliu Jelev acolo, pietrarii sterșeseră numerele Bulgariei de pe stelă. Deci se poate. Se poate. La cine vrea, se poate. Mai este o istorie cu fotografie la Muzeul Holocaustului care înfățișează, așa zici, evrei care sunt deportați în Transnistria și când acolo este vorba de români deportați de unguri din Ardealul ocupat. Asta nu știam. Dar vreau să vă spun așa. Cifra de 425 de mii, asta este o monstruozitate în sensul că este aproximativ de două ori populația evreiască totală care trăia pe în România aflată sub administrația Antonescu în vremea aia. Adică minus Basarabia, minus Transilvania de Nord. Datele de care vă spun de fapt, sunt puși morți făcuți de unguri prin trimiterea evreilor dar la Auschwitz în cârca românilor. Nu este o cifră scoasă din burtă care nici așa nu se potrive. E o cifră pur și simplu scoasă din burtă. Populația evreiască din Transilvania era de aproximativ 150.000 de oameni. 238.000 și 150.000 nu face cât a scris ăla acolo că e. Bun. Cifrele cu care au fost, cu care este contrazis domnul Ioanit, sunt cele date de responsabili oficiali ai comunității evreiești din vremea aia. Rabinul Alexandru Șafran, doctorul Willy Fielder, care era șeful comunităților, șeful religios al comunităților. Prieten cu Antonescu. E, nu, prieten e mult spus. Nu, prieten, nu. Era o relație cordială. Domnule dragă, nu, stați să ne înțelegem. Amândoi erau demnitari ai statului român încă de pe vremea regelui Carol al II-lea. Se cunoșteau personal. La nivelul ăla, oamenii au relații civilizate, să zici că sunt și cordiale, poate să fie exagerat, dar era un stil în relațiile lor care făcea că ei oricând s-ar fi putut întâlni ca să discute cu calm problemele pe care le aveau de rezolvat fără să țipe, fără să urle și fără să se amenințe cu antisemitismul și alte chestii de gen sau cu deportarea. Pot mai mult decât atâta să vă spun că doctorul Fielderman, care a fost un mare apărător al românilor, pentru că știa că România au salvat pe evrei, a fost deportat 3 luni în Transnistria. Deci, el știa ce s-a întâmplat acolo și într-o broșură pe care a scris-o, spune că maximum au murit în Transnistria 5.000 de persoane. În Transnistria, sub, ca să zic așa, din cauza autorităților române, nu pentru că au fost omorâți, ci din neglijență, de boli, de abuzuri jandarmicești. Foamete. Poftim? Foamete. Și foamete, bineînțeles, așa. Și că nu e sigur că cei 5.000 de evrei lipsă, care se pot presupune a fi morți, nu au fost de fapt niște evrei prudenți care, pentru că din cauza mișcării frontului, au considerat că pentru a avea șanse de a supraviețui era mai bine să fugă la ruși.
Așa. Bineînțeles că l-au acuzat imediat pe Filderman că a fost colaboraționist cu Antonescu și alte chestii de genul ăsta, și pe Popa Șafran, la fel, cine? Ăsta de aici, Moses Roză. Dacă citiți cartea Miracole și împliniri a lui Moses Roză, o să vedeți că la început, nu știu dacă nu cumva e primul lucru din carte, este o scrisoare adresată lui Șafran, Alexandru Șafran, care pe vremea aia, când a scris cartea Moses Rosen, era marele rabin al Genevei, îi spune, trebuie să te gândești la asta ca între rânduri să înțelegi despre ce e vorba. Măi, rabi, măi, zice, fii atent, că dacă continui să spui de mine că sunt un agent comunist, eu am mult mai mari șanse să pot dovedi cu documente că sunt aici în România că tu ai fost un jidanalist. Dar dumneavoastră acum spuneți despre Radu Ioanid că este un agent comunist și NKVD-ist, nu? Este sovietic. Este un tip șantajabil, în primul rând de către evreii lui. Și deci el fiind un om care a fost pregătit pe la școli de tip... El zice că e istoric, da? E un istoric de ăsta fabricat de Securitate și de Partidul Comunist Român, mai mult până în facultăți de tip Ștefan Gheorghiu, că se vede după felul în care vorbește că e un propagandist, nu este un istoric. Și e un propagandist bun, pentru că știe să alterneze blândețea cu ferocitatea și bancurile cu seriozitatea și așa mai departe. Dar nu este... așa cum pretinde el, o autoritate și mai ales nu are greutatea pe care, din păcate, istoricii români o acordă temându-se de el și nepunându-l la punct cum, unde și dacă trebuie. Că spune și lucruri care sunt perfect adevărate, dar cu niște exagerări nu mai pomite. De exemplu, exagerări enorme în legătură cu ce s-a întâmplat când au intrat românii în Basarabia și ce s-a întâmplat la Odessa după aruncarea în aer a statului major, care era clădirea fostului comitet local de partid. Nu trebuie să uităm, dar lumea uită, pentru că opinia publică e lipsită de memorie. Evenimentul, nu, și lipsită de memorie. Evenimentul de astăzi înlocuiește pe ăla de ieri și pe ăla de alaltă ieri deja a fost uitat. Eu țiu minte lucrurile astea pentru că politica și istoria m-au interesat de când eram mic. Imediat după război, și era și normal să fie așa, s-a întâmplat peste tot, nu numai în România, au început procesele oamenilor acuzați de crime de război. Țara învingătoare în zona noastră era Uniunea Sovietică și criminalii de război principali, bineînțeles, au fost ăia care au fost acuzați înainte să se pună problema judecării lui Antonescu, că aia s-a făcut conform unui protocol semnat cu americani și cu englezi și de-aia a fost mai târziu, în 46. Dar în 45 deja au început procesul chestii de la Odessa. Și aia s-a desfășurat simultan la București și la Odessa. Bineînțeles că s-au stabilit o serie întreagă de fapte despre care eu nu am căderea să stabilesc și încă mai puțin să știu cu exactitate cât sunt de adevărate. Dar nu pot să consider în niciun fel, având în vedere atmosfera care exista pe vremea aia și în plus felul rușilor de a fi, că ei au fost drăguți cu românii și au minimalizat ceea ce s-a întâmplat. Orice au stabilit rușii este infim față de ce pretinde, cum îl cheamă? Ioanid. Da. Ce au spus rușii e că au fost între 8.000 și 20.000 de oameni omorâți. Dar ziceți că nu îl cheamă Ioanid. Nu, Ioanid, domnule, Ioanid e un nume românesc, nu este un nume evresc. Frumos. Așa, dar grecesc, de fapt. Cum se chema romanul lui Călinescu? Bietul Ioanide, nu? Da, Ioanid, da. Sau Ioanide? Ioanide. Bietul Ioanide, așa. Bun. Stați un pic, nu s-a terminat. Acest proces, făcut în 45-46, a fost reluat după abdicarea regelui și amplificat. S-a mărit numărul de victime. Și pentru că s-au făcut toate procesele astea legate de crime antisemite și antisovietice. Și ăla cu pogromul de la Iași.
Și acolo s-a mai mărit numărul de victime. În 1956, când am fost eu a doua, nu, în 57, după ce am fost eu a doua oară arestat, în vara lui 57, iar au fost rearestați criminali de război care sau fusese amnestiați în 55 sau le expirase pedeapsa și le dăduse drumul și iar s-a făcut procesul Odessa, pogrom, etc. Și iar cifrele la care au fost umflate din nou. Așa cum v-am povestit adineaur cu numărul victimelor sovietice din al doilea război mondial, care în 1950 erau 7 milioane și acum sunt 27 de milioane. E, așa și cu evrei. S-au mai umflat, dar tot n-a ajunseseră la cifrele despre care vorbește acum domnul Ioanit. Dar faptul că a nu fost agent, a nu fost agent al securității sau ofițer al securității? Dom'le, la oamenii ăștia e foarte greu să... Eu zic că a fost întâi agent sovietic, toată familia lui, nu numai el. Cu un rol, nu, o să vorbim după aia de asta. Nu se poate disocia în privința chestii ăștia cu evrei omorâți în Basarabia și în Transnistria, care sigur au fost omorâți și au fost omorâți oribil, pentru că cucoane din familia mea, care erau ambulanțiere la Crucea Roșie și au fost acolo când s-a întâmplat, au văzut cu ochii lor cum evreii au fost izolați în barăci din antrepozitele portului Odessa și erau ținuți acolo ostateci cu ideea că așa pare se că a dat ordin Antonescu și dacă a dat nu m-ar mira pentru că așa erau regulile războiului și era în cadrul Convenției de la Geneva contra crimelor de război și asta era voie să faci, adică să împuști ostateși ca să pedepsești acțiuni militare întreprinse de civili în spatele frontului împotriva trupelor. Să împuști unul din 10. Și ei așteptau acolo nenorociții să-i desemneze câte unul din 10, să, nu știu, să-i împuște, să-i spânzure, nu știu care era modul de a lichida operația. Și au venit brusc. Adică atât de brusc încât românii au fost surprinși și n-au reacționat. I-au lăsat, păi au venit, au ocupat și au dat drumul. Au venit un camion cu câțiva nemți, când zic câțiva, incomparabil mai puțin decât numărul de sentinele de jandarm care erau înșirate de jur împrejurul barăcilor. Au venit cu niște camioane din care au sărit jos. Aveau în spatele lor niște dispozitive care semănau cu niște vermorele. Știți ce sunt vermorelele? Da, da. Așa. Care erau aruncătoare de flăcări. Da. Lucruri pe care femeile astea, la Cucea, nu știu, nu văzuseră în viața lor, nu știau că există. Adică, auziseră în jurnalele de... Butelii din astea, da. Nu butelii, nu. Era o pompă pe care avea în spate și care avea un furtun, care avea un mușciuc de fier destul de lung, pentru că ăla fiind foarte inflamabil, nu trebuia să ardă aproape de corpul tău, că puteai să iei foc. Și când îi dai drumul la robinet, în simplu contact cu aerul, aprindea. Și au dat foc la barăcile alea care erau pline cu evrei și au ars toți, n-a intervenit nimeni să-i salveze. Deci lucruri oribile s-au întâmplat. Dar s-au făcut așa. Nu poate fi disociat ce s-a întâmplat acolo cu evreii de ceea ce au făcut evreii, și când spun asta evreii, se știe că ei au făcut, că s-au făcut investigații, în momentul în care românii au trebuit să părăsească Basarabia sub presiunea rusească după dictatul, după ultimatumul de la 27 iunie 1940. Le aruncau când treceau pe stradă să se retragă damigene cu ulei fierbinte, le arunca păcură aprinsă și așa mai departe. Și schijuiri personale, sute de soldați care, mergând mai răzleți, au fost atacați de bande de evrei în sate unde era populație evreiască și acolo, în miriște, în vegetație, ilega, le tăia părțile bărbătești și au găsit românii cu testiculele și sexul asta băgat în gură. Asta făceau și ungurii, da. Dar problema este, după părerea mea, că drama aceasta evreiască
Este speculat acum de un fost agent al securității. Bineînțeles, nu al securității. Sau... Domnule, ăsta a fost un agent sovietic important. Eu zic chiar că a fost deasupra securității. Adică au fost oameni ca Tismăneanu, ca ăsta, care au fost ca tatălui Andrei Cornea, ca ăsta, cum îl cheamă, Răutu și cu fratisul tatălui Andrei Oișteanu, ăștia au fost niște responsabili bolșevici ai distrugerii identității naționale a românilor spre vărsarea unui popor depersonalizat în cadrul magmei informe a populațiilor din Uniunea Sovietică, care era nucleul Imperiului Marxist Universal. Homo sovietic. Asta au făcut ei aici și de altfel continuă să facă. Dacă urmăriți între rânduri discursul lui Andrei Cornea și al lui Andrei Oișteanu, o să vedeți că ei în continuare destructurează trăsăturile definitorii ale personalității naționale a românilor, denigrând și defăimând specificul... Și Patafievici și Liceanu? Da, nu știu ăia ce au fost înainte. Din Slugărnicie. Nici, nu, Liceanu din Slugărnicie, nu cred că a avut legătură cu ei. Păi Patafievici, tatălui a fost, el a spus că tatălui a fost ofițer politruc la Viena. La Banca Națională. Dar mai spuneați că există acum un fenomen al foștilor comuniști care confiscă anticomunismul. La cine vă referiți? Dom'le, după ce i-au ejectat de pe scena politică pe ăia care au reprezentat rezistența efectivă împotriva comunismului, ăia care au stat la pușcărie, ăia care au fost în munți săraci pierise, au mai rămas câțiva, nu știu, Ogoranu și încă 2-3, mai este încă Olimpiu Borza, așa? Au întâi și-au trimis pe oamenii lor, doamna Hosu Longhin, fostă secretară de partid la TVR. Și eu zic colonel de epoleți sub haine civile, așa. Sub pacepa. Și oamenii insignifianți, a căror prostie inocentă au folosită cu iscusință, cum sunt doi mici jurnaliști de investigații care își dau aer de istorici pentru că au avut coacțiunea lui Madame Zoe Petre sau a lui englezul ăla de care vorbim atâta, Denis Diletantu, cum îl cheamă, ăsta pe care l-a detronat Tismăneanu după ce l-a folosit, Marius Oprea și cu Stejărel Olaru. Deci au folosit niște inocenți insipiți ca să le acrediteze în primul rând. Uite, domne, noi facem. Și în momentul când nu a mai fost necesară cauțiunea proștilor, dar deoparte au stors lămâia, nu mai au nevoie de aruncat-o la gunoi. Ca și pe ticălos, că Zamfirescu nu e pro, Zamfirescu e un ticălos vândut. Dinu Zamfirescu? N-au mai avut nevoie de el și l-au aruncat și pe el la gunoi. Și s-a erijat în... campion al anticomunismului, Vladimir Tismăneanu, care mă invită și mă folosește cu, cum să spun, eleganță și abilitate ca să-și facă statură. Sunteți în relații amicale sau? Dom'le, civilizate, așa cum era Antonescu cu Filderman. Să vă spun... Asta nu o public, ce vă spun acum nu publicați. Stați să opresc atunci. Nu, puteți să o înregistrați, dar o folosiți altă dată. Bine, nu acum. Da.